Primarul celui mai bogat sector din capitală duce o luptă crâncenă cu compania de salubritate publică. Clotilde Armand este acuzată de abuz de către cei de la Romprest, care anunță că sistează ridicarea gunoaielor. Cu toate datele, vine colega noastră, Gabriela Del Pupo. Bună dimineața, Gabi! Bun găsit! Se pare că primarul ar fi încheiat un contract la finele anului trecut cu o altă firmă, pentru că, spune Clotilde Armand, nu își poate permite contractul cu această firmă. Acest contract este încheiat pe 10 ani de zile și este în valoare de 50 de milioane de lei. De altfel, primăria sectorului 1 a înregistrat până acum și foarte multe datorii. S-au oferit cei de la Romprest ca aceste datorii să fie plătite în 8 luni de zile, nu doar 6, cum propusese primăria, dar nici acest lucru nu a mulțumit edilul sectorului 1. Consiliul local nu este neapărat de acord cu deciziile pe care le ia Clotilde Armand, astfel că sectorul 1 ar putea ajunge într-o situație mai rea decât în luna decembrie, când Romprest a refuzat să mai ridice gunoaiele de pe străzi și s-a produs un adevărat dezastru în sectorul 1, pentru că s-au acumulat saci de gunoi la fiecare colț de stradă. Pe lângă curățenia străzilor, Romprest va refuza să ridice și gunoiul menajer al persoanelor care locuiesc în sectorul 1, astfel că trebuie remediată situația cât de curând în privința acestui contract, care are niște clauze foarte clare și nu se poate renunța foarte ușor la termenele prevăzute.